cum ai lucrat cu Cristi Puiu și ce personaj ai făcut acolo? A fost cumva un personaj inventat de el, majordomul casei sau al conacului. Bine, și celelalte personaje, chiar dacă sunt într-un fel sau altul din carte, tot a făcut niște permutări și a schimbat între ele. Am avut o libertate foarte mare, bineînțeles. Libertate controlată. Da, foarte okay. controlată, bineînțeles. Dar în același timp mie îmi place acest fel de libertate, pentru că altfel m-aș speria și ok, dar de unde să iau? Cristi, și la el am stat 3 ore jumătate la așa zisa casting, deși nu a fost chiar un casting, și am povestit foarte mult cu el. Cred că bazându-se pe poveștile mele, într-un fel sau altul, în sensul creativ, după aia s-au regăsit în improvizațiile pe care, într-un fel sau altul, mi le-a cerut în timpul filmărilor și care, după cum știu, nevăzând încă filmul, au rămas în film. A croit filmul pentru tine, ca să zic așa. Filmul, personaj. Da, dar cred că așa a făcut cu fiecare personaj în parte, cei care suntem în jurul personajelor principale. Da. Cum a fost la filmare? La Cristi? Da, știu că ați vorbit. Filmul este în franceză, nu? Da. Eu joc în limba maghiară. Cred că puțin și... Nu știu de fapt ce a rămas în film, dar... Da, eu... Replicile mele importante le-am avut în maghiară, dar pentru că și povestea se întâmplă acolo, în Ardeal. Mie mi-a fost foarte greu pentru că stăteam cam 12 ore pe zi în picioare și nu mi-a cerut nimeni, pentru că eu făceam asta și în pauză, nu știu de ce. Cred că mi-era frică, mă rog, frică mult spus, dar aveam o frică artistică, dacă pot să spun așa, pentru că atunci când nu ai un personaj bine conturat nici după scenariu, plus că el deși având scenariul, el secvențele le compunea în timp real, ca să spun așa. Și în fiecare zi adică începea. Încă nu știam ce se va întâmpla la filmare. Și atunci eu eram cumva cu replici improvizate și nu știam clar de fapt, cel puțin în prima perioadă a filmărilor, cine sunt și cum sunt. Și atunci aveam nevoie să rămân picioare. Conectat. Da. Pentru că cumva serveam foarte mult la masă, unde vorbeau oamenii. Și deja ideea asta îmi dădea niște căutări. Nu vreau să pară să par pretențios sau nu știu ce, dar lucrurile astea pe mine m-au ajutat din moment ce n-aveam decât un costum. Și atunci, da, am ales să stau mult în picioare. La un moment dat știu că eram cât pe cale să clachez psihic, pentru că durerea era foarte mare și mereu a depăși limitele astea de fizice, era greu. Dar în același timp te și, adică psihic te eliberează de tot felul de probleme, de gânduri parazitare, deci a fost într-un fel sau altul ca un cantonament și mie mereu mi-a plăcut să fac parte în proiecte de genul ăsta. Am mai avut parte mai de mult, nu în film, dar legat de spectacole și așa mai departe. N-au avut la chestii pe. Am văzut niște fotografii și trailerul de la film și are o anumită postură da. Care este caracteristică rolului pe care îl ai. Majordomul are întotdeauna o ținută anume. E un personaj special într-un astfel de conac. Da. M-am bucurat foarte mult pentru că o prietenă care fusese la Berlinale a văzut filmul și știe în maghiară
și m-a sunat să-mi spună că limbajul pe care l-am folosit, adică limbajul, limba maghiară, de fapt, e vorba de 1900, totuși era diferit. Eu n-am mai jucat, cel puțin limba maghiară n-am mai jucat de când sunt în București, de 13 ani, dar nici înainte n-am avut parte de proiecte care să speculeze cu un limbaj mai arhaic, ca să zic așa, și nu știu de unde mi-a venit sau nu știu ce s-a întâmplat. A zis că a fost cu câțiva prieteni de-a ei și toți unguri și au zis că chiar și limbajul pare că e din epoca aia, ceea ce era ciudat pentru că Cristine, știind în maghiară, nu țin minte să fi cerut ceva de genul ăsta, iar eu nu știu ce s-a întâmplat sau ce transfigur. S-ar putea, da. Da. Lucrurile la mine. Da. Care, într-adevăr, erau într-un fel sau altul potențate de el. Adică asta e clar. Da, și odată ce ai decorul, atmosfera, personajele, totul se leagă într-un anume sens. Da. Cam câte duble trăgeți? Multe. Și lungi. Adică erau cadruri, secvențe. Nu mai știu, dar la unele multe și unele durau chiar 15 minute cel puțin și le-am refăcut de vreo 20 de ori cel puțin. E clar că a fost o experiență importantă pentru tine ca actor. Absolut. Absolut și mai ales pentru că tot așa era printre primele experiențe. În același timp am filmat și la Gomera. Am venit de la Cristi și am avut câteva zile la Corneliu și după aia m-am întors la Cristi. A fost o perioadă foarte interesantă.